Devastatoare în această dimineață la uzina de armament din Sadu, județul Gorj. Doi angajați au murit, iar un al treilea a fost grav rănit. O victime? Da, doamnă. Da, doamnă, trebuie să vorbiți dumneavoastră personal. Rămâne să ne răspundă ambulanța. Ambulanța la uzina mecanică, două victime. Deflagrația s-a produs într-o magazie unde era depozitată pulberea. O echipă formată din 4 specialiști va efectua o expertiză tehnică pentru stabilirea cauzelor exploziei. Explozia s-a produs în jurul orei 11:30. Pulberea trebuia să ajungă în secție pentru încărcarea capselor. În magazie s-ar fi aflat 5 persoane, cele două femei care transportau explozibru, mlădițe, șeful de echipă și alți doi angajați. Deflagrația s-a produs în timp ce femeile cărau pulberea. Greu, greu de imagine. Coșmar. Deci, efectiv, au rămas zidurile și persoanele carbonizate. Este greu de deschis în, de descris în cuvinte, este o imagine înfiorătoare. După cum se aude, nu știu dacă le putem identifica una de alta. Unul dintre bărbați a ajuns la spital, cu arsuri. Așa ai tu aici la picioare? Este o arsură aproximativ 60% prin suprafața corpului. Arsură 2-3. Șanse sunt. Da, sunt. E persoană tânără, sunt șanse. Șeful de echipă și celălalt angajat au scăpat eferi. Imediat uzina a fost evacuată. Oamenii s-au ferit însă să vorbească. Le e frică să nu-și piardă locul de muncă. Am auzit că a fost o explozie. Sunt două colege de vârsta mea. Să mă dea pe mine afară, că mă filmați. Dacă vorbim, ne închide și pe noi. Nu lucrăm la secție acolo, în zona aceea. Dar de ce ați plecat mai devreme? Există acum un real pericol pentru dumneavoastră? Ea povestea câteodată că e foarte pericol. E zona cea mai periculoasă care există acolo. Li se oferă o mijloace de protecție, din ce v-a spus ea. O bazma pe cap, o, mai știu, o căciuliță ce le dea, un halat. Eu v-am mai spus că acolo unde se lucrează se mai întâmplă. E regretabil, din nefericire este o tragedie. Este o tragedie, este păcat când ai victime. Acesta este cel de-al treilea accident de la uzina Sadu din ultimele 4 luni. Alte două femei au fost rănite în luna noiembrie anului trecut. O angajată a ajuns la spital după ce corpuri metalice au sărit în ochi, iar o altă a fost rănită în timpul unui incendiu. Femeile sunt încă în convalescență. Polițiști, procurori și inspectorii TM sunt acum în interiorul uzinei de armament. Corina Belteu ne spune mai multe. Corina, au ajuns la vreo concluzie până acum? Până în acest moment, anchetatorii nu au ieșit din fabrică, ei trebuie să adune probe ca să poată da un răspuns. Cum însă din toată magazia nu au rămas decât zidurile, munca lor va fi foarte dificilă. Bărbatul rănit în explozie a fost preluat de un elicopter smurt și va ajunge în scurt timp în capitală. El va fi dus la spitalul de Arș și omul are 41 de ani și 3 copii. Bărbatul se afla la intrarea în magazie și ajuta la descărcarea muniției. În momentul deflagrației a plonjat în râul care trece prin zonă. Alți 5 oameni aflați afară au fost aruncați la pământ de suflul exploziei. 2 tone de muniție erau în depozit în momentul tragediei. Oana? Mulțumesc pentru informații, Corina.